Pe 4 martie de la ora 19 am avut aici în direct la Pulsul Public Eurovision Song Contest, etapa națională. 10 melodii au fost în finală și doar una a reușit să se impună. În premieră, pentru că este primul dialog după ce a devenit câștigător alături de noi în această dimineață, Pașa Parfeni, cu melodia Soarele și Luna a reușit să se impună. Bună dimineața și felicitări, Pașa! Bună dimineața, Ion, bună dimineața! Da, așa este. Cum te simți? Pentru că au trecut, bine, nu sunt încă 48 de ore, dar ai reușit mai mult sau mai puțin să asimilezi toată informația asta, să înțelegi cum e să mergi din nou la Eurovision Song Contest? Presupun că da, un pic am asimilat informația, dar să știți că noi ieri am decis cu echipa împreună să luăm o zi liberă și am fost pe la Orheiul Vechi și inclusiv cu cei din Ucraina care au primit o plăcere extraordinară în plus de la frumusețile noastre. Și am încercat cumva să facem un meeting, știți, offline, să ne gândim la lucruri care ar trebui să le facem acum, da. Eu sunt sigur că ai fost bombardat cu foarte multe mesaje și poate și apeluri, pentru că fiind și în centrul atenției, foarte multă lume și-a dorit să te felicite, poate că a și făcut-o prin intermediul unor altor persoane sau a postărilor pe care le-au plasat pe rețelele de socializare. Tu te-ai detașat de tot ce înseamnă online după finala Eurovision Song Contest sau ai încercat să fii prezent acolo? Chiar bine că ai menționat, într-adevăr, inbox-ul meu, adică mesageria mea este plină de mesaje care din toate rețelele de socializare, care, mă rog, sunt sute și de ce chiar eu vă mulțumesc în primul rând pentru susținere, pentru apreciere, pentru că ne scrieți, ne susțineți în comentarii inclusiv. Dar vreau să spun că nu reușesc. Adică stau, răspund, dar nu reușesc să fac fața. Sunt momentan, inclusiv și de peste hotar, din ce îmi dau seama. Undeva, da, undeva la 40% sunt mesaje. Și nu fac referire doar la ai conaționalii noștri, fac referire și la alți participanți, compozitori, cei care sunt prinși în febra asta Eurovision Song Contest. Inclusiv, da, foarte, adică multă atenție avem la moment și inclusiv ce este acum important, normal că cumva am reușit să o câștigăm, da, să avem atenția Republicii Moldova și oamenilor noștri, da, de astăzi deja este important să fim promovați inclusiv și în alte limbi, în engleză, ca să ne știe toată lumea deja. Da, eu am urmărit după finală, ieri, de fapt, am urmărit și prestația ta din finală și prestația din cadrul audițiilor live. În cadrul audițiilor live, pentru cei care poate nu au văzut, ai fost singur atunci pe scenă, acum ai venit și cu show-ul în spate, ai venit și cu cele două voci feminine. Am avut multe, de fapt, pe scenă, ceea ce am văzut. Vreau să vorbim despre asta, vreau să vorbim despre această planificare, cine se face responsabil, cum ați ajuns în punctul ăsta în care ați adus show-ul pe care l-am văzut cu toții sâmbătă și te rog la final să ne spui dacă tot acest show va fi și la Liverpool sau vă gândiți să modificați. Sigur că să o modificăm, deoarece surpriza în primul rând trebuie să fie păstrată. Păstrată în cazul că noi trebuie să ieșim cu ceva autentic. Nou, adică trebuie să fie schimbare. Unul la mână, doi la mână, chiar și repornind de la ceea ce am reușit să facem pe scena națională, avem deja un volum de lucru, adică sunt niște momente care ar trebui să reanalizate și refăcute, ca să fie asta. Dar tu, pe general, ești mulțumit de prestația din finală? Sunt mulțumit în general. Știu că în studio vocea s-a auzit cu mult mai tare și eu am simțit un pic diferit. Știu că la televizor și mai mult în internet, iată, oamenii scriu că vocea în refren a fost foarte încet. Cei care au fost în sală spun, nu, vocea ta a fost super tare. Adică la nivel, era o diferență. Era o diferență, da. Iată, de exemplu, așa sunt momente care nu neapărat ceea ce auzi este voi auziți la fel. A fost așa o diferență. Doi la mână, chiar și strategia. Multe lucruri deja ar trebui să fie reanalizate la nivel internațional. Pentru că acolo lucrurile să fie mult mai bune, pentru că tu în seara, zile de 4 martie, ai menționat după ce ai devenit câștigător că îți dorești prima poziție și sunt sigur că acest obiectiv a rămas pentru Liverpool. Exact, da. A rămas. E un vis frumos, dar e un vis ce poate deveni realitate pentru că ai șanse pentru a merge acolo și pentru a demonstra. Păi da, suntem susținuți și haideți să ne comparăm inclusiv și cu cei din care deja au intrat în cora asta mare Eurovisionului, adică care deja sunt în joc, că nu toate țările încă au anunțat câștigătorii, da. Și da, suntem apreciați și în continuare
casele de pariuri creștem. Adică, iată... Acum, știi, e prematur. Eu tot am analizat casele de pariuri, tot ieri încercam să e văd. Prematur, să e spun, foarte da. Prematur, pentru că Suedia e pe prima poziție la majoritatea caselor de pariuri, dar Suedia încă nu a selectat cine va reprezenta țara și atunci apare un semn de întrebare. Lucrurile astea, probabil, la final de lună martie vor fi mult mai clare și mai exacte. Dar vreau să ne întoarcem totodată, la... Totodată, știi, casele de pariuri greșesc în cazul Republicii Moldova foarte des. Corect. Deoarece... Totuși, populația noastră nu poate fi comparabilă cu... Orice țară din Europa. Cu Suedia, cu aceeași Suedia. Corect. Care are zeci de milioane de oameni. Vreau să ne întoarcem la calmitatea ta. Foarte calm în finală. Foarte calm și la interviuri, foarte calm și în momentul în care... Bine, aveai emoții, am văzut acea emoție de fericire când ai învins, dar calmitatea ta, nu pot să zic că m-a surprins. De fapt, ai o... Nu știu, era o calmitate ca să oferi încredere colegilor? Era o calmitate pe care tu ai simțit-o în acel moment? Sau ce ai simțit tu? Păi, în primul rând, am desenat foarte bine toate scenariile. Și scenariul când noi pierdem... Acolo erau lacrimi sau nu? Că tu aveai scenariul undeva pregătit. Nu erau lacrimi. Nu, de această dată nu. Nu, lacrimi în general nu a fost, dacă e sincer, la mine. Pentru că, într-adevăr, am fost la mai multe concursuri și... Întotdeauna trebuie să ții scenariul ăsta când nu reușești. Și ce faci mai departe? Nimic. Te ridici și mergi mai departe. Asta trebuie să fie, adică... Ca erai și, pregătit. Ca și un exercițiu. Deoarece niciun experiment și muzical. Muzica, ea cere experiment. Dar experiment este un risc. Încep să mă acest subiect cu calmitatea, pentru că asta denotă și maturitate. Și aici îmi pune printr-o comparație finala națională 2023 și momentul în care în 2012 ai aflat că vei reprezenta Republica Moldova. Păi sigur, atunci aveam 25 de ani. Era și... altfel trăia emoțiile. Păi, da, sigur, adică pentru mine erau absolut diferit și fără ca să știi ce te așteaptă. Adică multe lucruri. Acum multe deja știi. Și tânăr și eram și producător. Eu și atunci, știi... Acum sunt interpret, producător, compozitor. De obicei, iată, colegii mei, cei de pe locul 2 și 3, la care au avut prestațiile tare frumoase, și Aliona Mund și Sunstroke Project, au și producător aparte, compozitor aparte și așa mai departe. Eu fac aceste lucruri toate. Și asta, într-adevăr, îți dai seama că te gândești la toate momente, inclusiv și ce, de producție, cum organizezi aceste momente. Bine, acum spuneam, ai și maturitatea, ai experiența deja necesară pentru a vedea lucrurile cum le faci, dar încă un detaliu pe care nu știu dacă cei de acasă l-au sesizat, dar s-ar putea să-l fie sesizat cel puțin o parte dintre cei care au urmărit. Una dintre vocile din spate, dintre vocile feminine, a fost la Eurovision Song Contest în acest an și a fost în cadrul audițiilor live, Adelina Iordache. Exact. Să nu mă înșele memoria. Exact. Adelina Iordache face parte din poveste care, încă o poveste în spatele proiectului nostru, chiar poveste... aceea fabuloasă. Când omul nu trece prin selecția, nu îi nimerește în finală. Dar merge la Liverpool. Dacă câștigă. Adică, exact la asta mă gândeam și eu atunci seara, că uite, nu s-a calificat în marea finală. Cu un punct, nu a ajuns un punct. Dar a mers la Liverpool. Și a cântat bine. Și eu am ascultat cum a cântat-o, am sunat-o și a spus, ești invitată la noi în proiect să vii să încercăm. Și a fost de acord și da, uite, acum trăiți un vis împreună cu toată echipa. Exact, da, este un vis cum... Când continui, când insiști, chiar poți să... Am menționat-o pe Adelina pentru că tu ai sesizat-o după audițiile live. Eu sunt sigur că și echipa Leonei și echipa celor de la Sunstroke Project și alte echipe ce au experiență în spate au ascultat și ceilalți interpreți, pentru că am avut mai mulți tineri în acest an, tineri buni, talentați, care abia încep, de fapt, această meserie și această carieră. Și pentru voi este foarte important pentru că este un teren fertil de exploatat ulterior pentru a-i ajuta să devină și ei mai buni. Exact, unul la mână, doi la mână. Cineva a fost cam debusolat, deoarece cumva cei care au cu numele mai grei, știi, gen Sunstroke Project, Aliona Munsorul, Osuiano, au un avantaj, de fapt, pentru că sunt cunoscuți și deja știu cum de făcut show-ul, cum de organizat. Dar asta e, noi tot cândva am început, știi, și cumva suntem noi în avantaj în comparație cu oamenii care abia au început, dar de fapt asta și este un proces de școală, da? De învățământ. Și eu vă invit să intrați în jocul ăsta frumos care se numește Eurovision, care se numește muzica, lansări, melodii, videoclipuri și să-l studiați atent, binișor, pas cu pas. Eu vă spun din punctul acela când nu câștigam fiecare dată la orice concurs.
Vedem în aceste momente, apropo, imaginile din, din final. Nu mai știu dacă este imaginea din, după ce ai aflat dacă ești câștigător sau din... E original, de fapt e din momentul în care era în concurs, încă nu se cunoștea dacă cineva reuși să învingă. Apropo de fete, încă un detaliu pe care vreau în această dimineață să-l punem la punct, pentru că eu am să zic ce am înțeles eu din acele haine pe care, recuzita pe care au avut-o fetele, și eu am văzut acolo în urma și a videoclipului tău pe care l-ai filmat, de fapt acele coarne de cerb care sunt pregătite. Și menționez acest detaliu pentru că am văzut în online foarte multe comentarii că ar fi însemnat altceva și vreau să întreb dacă astea sunt de fapt coarne de cerb și mesajul de a transmite din nou natura și faptul că era acolo în scenă. Bă, cei care au mai studiat folclorul nostru, inclusiv și modern și cel românesc, pentru că acum sunt niște cărți fenomenale pentru copii și chiar și desene animate, unde puteți observa niște personaje din fabulele noastre, care este Mumă Pădurii, care este Sergiu Borș, care a cântat la Nai. Teoretic, cumva, am încercat noi să-l redăm, Statul Palmă Barbăcot este așa un personaj, un caracter tare interesant. Și iată, am încercat noi să facem această poveste, știi? Ca omul să fie, prestația noastră să fie ca o ușă într-o lume de poveste, o lume de fantezii. Și respectiv tare aș vrea să vă invităm pe voi toți să mergeți cu noi prin această poveste. Avem dreptul să interpretăm cum vrem povestea din scenă? Sigur, și asta și este ideea, nu? Să nu vă explicăm exact ce... Fiecare să înțeleagă ceva. Fiecare, pentru că fiecare om are niște retrăiri a lui personale. Și inclusiv și cele de timp rupte din copilărie, din poveste. Și vreau să mai aflu un singur detaliu, pentru că Soarele și Luna este piesa câștigătoare. Este piesa ce va reprezenta Republica Moldova în acest an la Liverpool. Cum a apărut Soarele și Luna? În ce moment și dacă era pregătită pentru acest concurs muzical? Soarele și Luna se pregătesc, pentru că chiar în timpul preselecțiilor la Liverpool va fi eclipsa de soare și una de lună. Și atunci se aliniază? Se aliniază, exact, și perfect se aliniază, de fapt. Și noi chiar și campania noastră de promovare vom face anume bazând pe aceste fenomene. Inclusiv. Dar melodia a fost făcută în mod special pentru concursul muzical? Sau era o melodie la care lucrai? Nu, era... Versurile a scris Iuliana Parfene. Ea și soția mea, fiind iubita mea, și Iuliana Scutaru, numele de fată și de scenă, cum ar fi, știi? Și nu, de data asta a venit ea odată din duș, cum de obicei, se practică cu ideea aia, iată. Și noi ne-am gândit, hai, o săptămână, două, am scris melodia. Și hai să participăm. Da, hai să participăm, da. A avut un moment de inspirație în acel exact. În acele clipe. Bine, că noi am mai discutat, știi, ce nivel de fantezie și de poveste ar trebui și de folclor ar trebui să fie introdus în acest text. Ce simboluri, îți dai seama, ar trebui să fie simboluri puternice, cum e codru, nistru, soarele, luna, adică niște lucruri care... Pașa, îți mulțumesc mult pentru acest interviu. Mulțumesc. Mult succes la Liverpool. Mult succes și până atunci, pentru că urmează o perioadă lungă de promovare a melodiei și peste hotarele țării, pentru că, din păcate, noi cei din Republica Moldova, cei prezenți aici, nu vom avea posibilitatea să votăm Republica Moldova. În schimb, conaționalii noștri de peste hotare vor putea să voteze, la fel cum și publicul european și cel din Australia va avea posibilitatea să voteze Soarele și Luna. Multă baftă să ai! Felicitări! Mulțumesc mult! Să aveți o zi frumoasă! Noi vă invităm să rămâneți aproape, pentru că revedem încă o dată cum a răsunat Soarele și Luna pe scena Eurovision Song Contest.
acasă, cred că mi-am găsit mireasă. Așa, 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 așa. Mistrule cu apă lin, m-am pierdut și ea-i divină. Ia, 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 mai i-am cântat eu doi nemulte până am vrut să mă sărute. Așa, 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 așa. Păi am cântat-o, am dansat-o, în tot felul răsfățat-o. Soarele, soarele, soarele și luna, nopți unei nopți, nopți ne conuna. Soarele, soarele, soarele și luna, nopți unei nopți, nopți ne conuna. Soarele și luna, nopți unei nopți, nopți ne conuna. I-am promis mire simelă, mută sub cer cu strele. I-am dat din a șapte seară, unirea cu beatră rară. Soarele și luna, soarele și luna, nopți ne conuna, nopți ne conuna. Soarele și luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Șaptea seară, unii ne-au cu piatră rară. Soarele și luna, soarele și luna, nopțile cu luna, nopțile cu luna. Soarele, soarele, soarele și luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Soarele, soarele, soarele și luna.